Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung și-a mai trecut în cont o medalie în 2016 și aceasta este de aur. Sâmbătă și duminică, la București, în sala din Complexul Național Lia Manoliu, a avut loc finala campionatului național de juniori 1, acolo unde Oana Gheorghe, eleva antrenorului Costel Ionescu, a ocupat primul loc cu o aruncare de 13 metri și 98 de centimetri. Două eleve ale liceului sportiv, însoțite de antrenorilor, au plecat astăzi spre Arad, acolo unde, între 1 și 3 martie, se va desfășura campionatul național de aruncări. Oana Gheorghe va participa în proba de disc, iar Gabriela Ilie la aruncarea ciocanului. Vom reveni cu amănunte în jurnalele sportive viitoare.